Rezultate și bine ați venit pe canalul meu sau bine ați venit dacă sunteți noi. Astăzi am revenit cu Christmas Wishlist, a.k.a. ce vreau eu de Crăciun. Câți dintre voi ați vrut să vedeți acest videoclip? O să încerc să editez foarte, foarte repede acest videoclip pentru că în câteva zile e Crăciunul și postez destul de târziu acest videoclip. Dar contează că totuși îl postez. Înainte să încep acest videoclip, vreau să menționez că nu cred că o să primești toate lucrurile astea, nu cred că o să primești măcar jumătate din ele, poate nici măcar un sfert din ele. Fac acest videoclip doar pentru că voi ați vrut să vedeți ce vreau eu de Crăciun și poate să vă dau niște idei de ce să cereți voi sau ce să dați altora. O să dau idei prietenilor mei sau familiei mele ce să-mi cumpere de Crăciun, în caz că nu știu deja. Și ca să nu dureze foarte mult acest videoclip, pentru că știu că am ceva de spus, haideți să-i dăm drumul. Normal că va trebui să încep lista mea cu hainele. E clar, sunt obsedată de haine, în caz că nu știați. Aș vrea să primesc niște pantaloni, pentru că nu am pantaloni. Am doar blugi și colanți și nu am pantaloni. Și aș vrea din tot sufletul să primesc mai ales o pereche de pantaloni așa... cum era cuvântul română? În caraori, așa. Negru, sunt foarte, foarte la modă, mai nou și chiar aș vrea să am și eu o pereche de genul. Normal că am pus și asta pe listă, trebuia să vă așteptați deja. Machiaje, știu că am doar 14 ani, stați liniștiți, nu vreau să ies machiată pe stradă sau nu știu ce, adică de obicei dacă mă machiez e doar rimel și sprâncene, atât. Dar în casă câteodată mă plictisesc și totuși mea mai vrea câteodată să machiez dacă merge undeva și mi-ar plăcea să primez mai multe machiaje pentru, na, să am și eu mai multe machiaje. În special aș vrea să am niște palete de machiaj pentru că nu am doar una și nu are atât de multe culori, adică are destul de multe, dar aș vrea mai multe palete de machiaj și nu neapărat din alea scumpe gen Urban Decay, cu toate că aș vrea una din tot sufletul, dar sunt mult, mult prea scumpe. De exemplu, cele de la Sleek, le ador, vreau să-mi iau una, cred că de vreo 2 ani și în Christmas Wishlist-ul de anul trecut am menționat o paletă de la Sleek. Dacă nu mă înșel, o să aveți link-ul de la videoclipul acela pe undeva pe aici sus. Următorul lucru de pe listă este un ceas. Nu am absolut niciun ceas. Aveam un ceas de la Oriflame și pe ăla l-am pierdut și chiar aș vrea un ceas pentru că sunt destul de utile, adică e un ceas care îți arată ora și... Nici nu știu de ce trebuie să mă explic la chestia asta, am nevoie de un ceas. Alt lucru care este pe lista mea sunt cărțile, ador cărțile, ador să citesc și nu prea am ce cărți să citesc. Trist, dar adevărat. Aș vrea să îmi cumpăr mai multe cărți în engleză, pentru că toate cărțile pe care le am sunt în română și aș vrea să mai încerc și în engleză. Dacă tot am zis de ceasuri, aș vrea și un inel sau o brățară sau un colier sau ceva. Aș vrea un inel de la Pandora, cel cu coroniță. E la Marta mamei mele și cred că am înnebunit-o deja. Când am fost în Cluj, l-am văzut. Dar nu aveam destui bani la mine ca să-l cumpăr, pentru că nu mai aveam aproape nimic la mine după ce m-am dus la H&M, vă dați seama. Aș vrea să primești mai multe parfumuri. Am fost în Cluj și am intrat în Douglas și am încercat o grămadă de parfumuri. Fratul meu cred că e cel de la Lancome, la Vie Belle, pe care l-are și mutușa mea și îl ador. Ador parfumul ăla, ador cum miroase. Aș vrea să primesc și un The Sims, nu contează dacă e The Sims 3 sau 4, unul dintre ele. Dar chiar aș vrea să primesc The Sims pentru laptop, nu pentru Xbox sau ceva, pentru că nu am așa ceva și nici nu cred că o să-mi cumpăr vreodată, pentru că, nu știu, nu prea văd rostul, chiar dacă aș vrea tot sufletul, dar nu cred că o să-mi cumpăr vreodată, deci pentru laptop. Și știu ce o să ziceți unii, de ce să-ți cumperi un joc când poți să-l piratezi? Nu vreau să am probleme și am încercat deja și nu a mers. Aș vrea și o pereche nouă de Vanși, o să pun aici o poză cu Vanși pe care îi vreau. Obsedată de caraor, nu știu de ce, nu știu ce am pățit în ultimul timp. Aș vrea și un trepied nou pentru că cel pe care l-am acum e cam stricat, are un picioruș care nu mai merge și nu pot nici să-l deschid, nici să-l închid, doar stă acolo, nu știu ce e cu el. Aș vrea și o pereche de căști de la Beats, în special cele rose gold, le ador. Am la favorite pe Mag, cred că de vreo 3 luni. Doar că părinții mei nu cred că merită să dai mai mult de 1000 de lei pe niște căști, pentru că sunt și alte căști care sunt mai bune, probabil, care sunt mai ieftine și
Da, va trebui să fac cumva ca să le iau pentru că le vreau neapărat, le ador. Și ultimul lucru pe care mi-l doresc este film pentru Instax Mini. În caz că nu știați, am un Instax Mini, doar că nu mai am film la el. Și chiar aș vrea să mai primesc niște film pentru că vreau să mă apuc din nou de făcut poze cu el. Nu l-am mai folosit, cred că de vreo jumătate de an, dacă nu mai bine. Și cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Dacă sunteți noi pe acest canal și este prima dată când îmi vedeți fața, nu uitați să apăsați butonul de subscribe. Sper că știți ce videoclip urmează. Da, este mult, mult, mult așteptatul ce am primit de Crăciun, pentru că da, o să fac anul acesta. Mulți, mulți, mulți dintre voi v-ați întrebat dacă o să fac anul acesta. Și într-un fel mă gândeam să nu-l fac, pentru că mulți o să zică că vai, că ai primit cadou și te lauzi. Sincer să fiu, nu știu dacă o să primesc ceva cadou, dar dacă o să primesc, o să fac. Și mă gândeam să fac, să nu fac, o să-mi iau hate, dar m-am gândit, oricum îmi iau hate, așa că cui pasă mai bine fac un videoclip pe care îl vor abonații mei și să primesc hate decât să fac un videoclip pe care nu îl vor abonați mei și oricum să primesc hate. Adică, nu? E logic? Ne revedem săptămâna viitoare la un nou videoclip. Vă pup și vă iubesc pe toți. Pa!